astăzi bine am mai făcut niște altăricu și am folosit bandă de parafil, mai mult pentru George. Și ăștia sunt cam ultimii sâmburoși. Am pus un pe prun galben, am pus piersic roșu. Și acum o să fac două tipuri pentru siguranță, unul Z. Unul Z și unul chip prelungit. Și încep cu Z-ul aici. Chiar dacă dimensiunea e mai mare. Avantajul parafilmului e că pot să mă duc peste ucru, peste pețiul. Practic acopăr și mugurele, astup și tăietura și astfel rămâne compactă altele. Aici o să fac un chip, cum am mai zis, prelungit. Și o să folosesc mugura și de aici. Mai trebuie un surplus. Am făcut și pe ăsta bandă parafilm. Și am strâns că trebuie să-l așez, uite, să fac într-o parte. Și acum mergem cu una mai strâns. Chestia asta s-a compactat destul de bine. Așa se dă cu folie alimentară și cu bandă de altăit. Iar la sfârșit vin și pun capac pețiului. Îl compactez atât de bine. Stratul ar trebui să fie unul, maxim două straturi. În așa fel încât
noul Mugurași, săpat, să pătrundă prin parafin. Poate să pătrundă și până al patrulea strat, nu e o problemă, pentru că se dă singur șosul ăsta la un moment dat. O facem și pe ăsta? Stai. Ha. Ca și în partea cealaltă, tot un Z aplicat. Regătim altuia. Doi muguri las. Banda parafilm. E, și singura problemă pe care o întâmpinăm cu toții e aici când legăm banda, că ea se mai mișcă în timp. Doar când prindem primul strat. Așa. E, acum s-a fixat și putem să-i dăm bici. Asta e o metodă aproape 100%, iar cea în chip prelungit e o metodă de 99%, ca să zic așa. Bineînțeles, nu o să prindă tot, că asta e banda parafilm până în capăt. Aici nu se strânge chiar așa de tare, dar acum când o mai întindem. Mai dau încă un strat la Z aici. Și chipul. Să iau măsura. Dă-i drumul, că nu mai am. Cam asta. Și altă dată. 30 de grade, 32 de grade, fără, e normal să urmăsesc, să transpire.